Pe strada Martir Horia este un continuu șantier. Locuitorii sunt nemulțumiți că lucrările din zonă sunt realizate în ritm de melc, dar mai ales că cele mai multe dintre ele sunt abandonate înainte de a fi finalizate. Se distrug astfel trotuarele, spațiile verzi, dar și asfaltul, care este destul de fragil. Gropi aproape din pas în pas, noroi, trotuare crăpate, asfalt spart. Așa poate fi caracterizată în câteva cuvinte strada Martir Horea din Bacău, o stradă transformată într-un șantier continuu. Locuitorii din zonă sunt revoltați că autoritățile locale au uitat de ei, că au distrus spațiul verde cu diferite lucrări abandonate, că s-au smuls gardurile din fier care împrejmuiau grădinile din fața blocului, iar în loc nu s-a mai plantat nimic. Mai mult de mai bine de o săptămână în mijlocul străzii tronează un hău imens care încurcă circulația. Acolo s-a lucrat la rețeaua de gaz, dar groapa săpată nu a mai fost astupată, iar asfaltul nu a mai fost completat nici măcar cu o lopată de balast. Trebuia să pună, așa vorbisem, că scoate gardurile de fier care erau făcute, erau frumoase făcute. Spus că vine cu spații verzi, face spații verzi și pune și gard din asta, cum se cheamă, gard viu. Are 2 ani de zile și când vine la toamnă să pună gard viu, vine toamna aia, altă, vine în primăvară, a venit la fața locului, s-a uitat, a spus că e distanță mare ca să pună gard viu acum. Merge să filmați și în partea altă, să vedeți cum e. Pe acolo se poate pune gard viu, pe acolo gard viu, pe partea altă, iar aici nu poate să pună gard viu. Am fost la doamna, am vorbit cu doamna, a spus că vine la fața locului, o constatat că se poate pune gard viu, dar costă mult și lungimi mari și din cauza asta nu poate să pună. Și aici groapa asta e de joi, au terminat oamenii ăștia, că nu au venit nici acum să o... Cum se parchează mașinile în zonă? Sau cum se circulă? Mașinile se parchează aici în zonă, dar n-au unde să parcheze, că dacă e groapa asta, chiar m-am uitat pe fereastră, erau câțiva ca să tamponeze. Peste tot, unde spargă ăștia, așa lasă peste tot. Și chiar dacă astupă, vin cu betonarea după 5-6 luni de zile și poate și mai târziu. Am zis că această lucrare e abandonată de vreo săptămână. Nu știu, că nu, n-am zis, nu locuiesc aici așa. Dar așa e în tot orașul. Asta nu e un caz singular așa. Este pericol. Cade un copil acolo. De când este așa groapa în mijlocul străzii? Are vreo și săptămâna trecută era, când noi venim la școală. Și n-a venit nimeni să repare, să vadă despre ce e vorba? Nu. N-am văzut pe nimeni. Erau niște oameni care lucrau acolo. Și-au abandonat lucrarea între timp. Că plouă. Așteaptă căldura. După groapa din mijlocul străzii, la nici 10 metri distanță, spre scara unui alt bloc, tronează o altă groapă. Acolo s-a săpat în urmă cu câteva zile pentru o defecțiune la rețeaua de termoficare. Lucrările merg și acolo în ritm de melc. Zona a fost izolată superficial, așa că tot noroiul format acum, pe timp ploios, este cărat în casele oamenilor. Și cei care nu locuiesc în zonă sunt nemulțumiți de modul cum se lucrează, în general, în tot orașul Bacău, transformat într-un veritabil oraș șantier. Foarte de la locul lor. N-am ce să spun, că nu sunt în zona asta și din cauza asta. Așa, cum se lucrează la noi în Bacău? Foarte prost. Foarte prost. Eu stau acolo pe bănci, pe partea lângă lângă primăvară, acolo la restaurant, și face apa caldă, e strică. După 2 zile, iar repară, e o problemă groaznică. Nu zice că nu sunt muncitor, dar cum să nu fii muncitor? Eu nu mă pot ce. Deci un continuu șantier la noi în Bacău. Continuu șantier, asta este. Da, aveți dreptate. Dar de ce nu le astupă, că ei disfac și înapoi ioc? Asta e... E de o săptămână abandonată lucrarea. O fi. Strada Martir Horea este doar una dintre sutele de străzi șantier ale Bacăului, municipiu care oricând își poate schimba denumirea în oraș șantier. Motivul? Dovezile sunt mult prea evidente.